Sunteți curioși ce se află aici? A venit momentul să testăm un alt telefon, tot de la Realme, Realme C35. Sunt extrem de curios cum arată, pentru că l-am văzut în poze, dar în mod cert arată mult mai bine în realitate. Hai să vedem ce se află în cutie. Miroase a fabrică. Dăm cutia la o parte. Ca de fiecare dată avem vizualul clasic, să-l numesc așa, de la Realme, cu Hey, welcome to the Realme family. Bineînțeles, ceva maculatură, manual de instrucțiuni și atât, niciun sticker, nimic. Aici avem telefonul pus într-o țiplă. Momentan îl las deoparte. Iar aici avem un cablu de date și de încărcare și un alimentator care de data asta văd că... Oh, come on! E blocat aici. Un alimentator destul de beefy, capabil să livreze 5V cu 2A și 9V cu 2A. Deci 10 respectiv 18W. Nu 20, deci 18? Probabil că telefonul poate să încarce cu maxim 18W. Și cam atât. Nu avem căști, nu avem nici măcar husă. Serios? Hai să vedem cum arată. Hai să scoatem din folie. Trebuie să fiu foarte atent pentru că nu vreau să-l murdăresc. V-am zis că e frumos. Nici nu știu cum se numește culoarea asta. Vine cu glowing black. Black, nu back, deci glowing black. Mai există un model glowing green, am impresia, acesta din ecran, care e verzui, foarte drăguț și acela, dar ăsta îmi place foarte, foarte mult. Da, la capitolul design arată foarte, foarte bine, drăguț. Să recapitulăm. Realme C35 este un telefon de buget din clasa C de la Realme, care arată incredibil de bine. Sincer să fiu, cred că e unul dintre puținele telefoane din clasa C de la Realme care chiar aduce un improvement de design. O reîmprospătare a seriei, aș putea spune, și arată incredibil de bine. Arată ca un iPhone. Ăsta e adevărul. Copiază elemente de design de la Apple, ceea ce nu e rău, pentru că toată lumea copiază de la toată lumea. E ok. De asemenea, Realme C35 este teoretic cel mai subțire telefon din seria C de la Realme. Ei spun că telefonul are numai 8,1 mm. Nu l-am măsurat, însă l-am pus lângă un alt telefon pe care îl dețin, un Xiaomi Mi A2, și mi se pare că e mai gros. De fapt, nu mi se pare, este mai gros. Este posibil ca cei 8,1 mm să fie măsurat doar această muchie care e metalică, cel mai probabil e făcută dintr-un aliaj de aluminiu și are un finisaj foarte plăcut. În partea din dreapta regăsim senzorul de amprentă care are ușoară depresiune pentru a-l găsi foarte ușor atunci când nu te uiți la telefon. În partea de sus a ecranului regăsim camera selfie de 8 megapixeli, are un notch foarte mic, nu arată deloc rău, sincer să fiu. În partea de jos regăsim jack de 3,5 mm cu TTRS, mufa de încărcare USB-C, microfonul și grillul pentru difuzor, pentru că are un singur difuzor, care, sincer să fiu, se aude cam încet, dar se aude bine, se aude clar. În partea din stânga, sertarul de SIM, care suportă 2 SIM-uri și un card microSD și rockerul sau, mă rog, butoanele pentru volum. După cum spuneam, designul este foarte plăcut, colțurile rătunjite, marginea asta metalică, arată bine, arată foarte bine. Și nu o să petrec atât de mult timp să vorbesc despre spate, o să vă zic doar două chestii. Arată superb cât timp ai grijă de el și îl ștergi. Dar este un magnet de amprente. Deci doar l-am scos din husă, din cutie de fapt, și e plin de amprente. M-am spălat pe mâini înainte să pun mâna pe telefonul ăsta. De fiecare dată când îl iei în mână și iei mâna de pe el, rămân amprente. Este suficient să-l atingi și ai ruinat spatele. În schimb, e frumos. E așa de frumos încât aș putea să-mi fac fereza în el. E oglindă. Mă rog, e neagră, dar e oglindă și e foarte frumos. Ansamblul de camere foarte bine poziționat, îmi place. Ușor cam ieșit în evidență, ceea ce când îl pui pe masă, na, o să aibă un pic de joc și dacă îl tragi, s-ar putea să-l zgârii. Da, la capitolul ăsta stă un pic cam rău. Dar avem un LED un flash, de fapt, dual tone, foarte bună și chestia asta, ansamblu cu 3 camere, ei spun că au 50 de megapixeli AI camera, are o cameră pentru macro, o cameră principală de 50 de megapixeli care îți face pixel binding, iar poza este la 12,5 megapixeli, dar este destul de bine, iar camera de selfie de 8 megapixeli se descurcă bine, dar sunt câteva mici probleme pe care nu pot să-mi le menționez. Atunci când folosești aplicația de cameră și vrei să faci o poză sau vrei să filmezi, preview-ul propriu-zis în aplicație arată urât, arată cartuniș, e ca și cum ar avea foarte, foarte multă procesare. Culmea e că după ce faci fotografia sau după ce filmezi, într-adevăr, are foarte mult sharpness, dar este decent pentru un telefon în banii ăștia, sub 1000 de lei. Cum spuneam, e un telefon de buget. Camera de selfie, în schimb, se descurcă foarte bine. Ai nevoie de multă lumină, ce-i drept, însă și aici am sesizat o mică, nu știu cum să o numesc, anomalie, să zic așa. În momentul în care îmi fac poze cu ea, mi se pare destul de flat, destul de ciudată. Și asta se întâmplă cu aplicația de cameră integrată în Android. În schimb, în momentul în care am avut o discuție pe Discord cu Martinica, hei, nou nostru coleg, se vedea foarte bine. Really, se vedea bine. Deci își făcea contrastul cum trebuie, white balance-ul, focalizare instantă. Pur și simplu am crezut că e altă cameră. Amuzant, nu? La fel și camera principală. Deci în conversațiile de pe Discord nu aveam filtre, nu aveam procesare. Era pur și simplu Discord-ul conectat la cameră, prelua imaginea și o trimitea mai departe. Păi se vedea fenomenal de bine. În schimb, în aplicația de cameră din Android se vede foarte rău. Da? Nu înțeleg cum funcționează treaba asta. Nu înțeleg de ce nu pot să lase telefoanele fără procesare extremă. Nu mă deranjează AI-ul. AI-ul e foarte bun. Pentru că am un Realme 7 Pro și am testat Realme 8i și am testat și alte telefoane care au AI pe cameră, pentru că știe el mai bine decât mine ce să seteze. În schimb, ce pot să spun? Ecranul, cum am spus, este un Full HD+, este un pic mai mare decât Full HD, are o luminozitate de 600 de niți și se vede bine. Se vede bine inclusiv afară, inclusiv înăuntru, inclusiv când bate lumină în el, n-am ce să reproșez. Are 6,6 inch, este monstruos, este foarte mare, un pic cam mare pentru mâna mea. Nu știu, dacă vă plac telefoanele mari, e ideal, plus că e ieftin. Dar eu prefer un telefon un piculeț mai mic, un 6.2, să zicem, sau 6 inch e suficient pentru mine. Ar mai fi un aspect de menționat la ecran. Este ieșit cam 1,5 mm deasupra carcasei este metalice. Neavând husă, dacă îl scăpați pe jos, e cam adio. Partea bună este că vine din fabrică cu o folie preaplicată. Nu știu cât de bună e, la mine nu s-a zgâriat, se pare că înainte a mai fost și la alți review-uri și e curat, ca să zic așa. Dar implementarea asta de design cu ecranul în relief îl face foarte vulnerabil la căzături, din păcate. Bun, hai să vorbim un pic despre performanță. Din păcate nu am reușit să testez telefonul ăsta îndelung de mult timp. L-am folosit doar 2 zile pentru că timpul de testare este limitat. N-am reușit să testez bateria în foarte multe condiții de testare. Ce pot să spun este că l-am încărcat o singură dată, i-am dat să ruleze câteva teste și bateria nu a ajuns nici măcar la jumătate. Și cred că treaba asta se datorează procesorului, care este un Unisoc 616, dacă nu mă înșel, T616. Nu sunt familiarizat de rău cu modelul ăsta de procesoare de la Unisoc. Practic este un procesor de tip ARM. Procesorul ăsta se bazează pe arhitectură Big Little și este împărțit cumva în două. Primul procesor, Cortex A75, funcționează la frecvențe de 1,95 de GHz și are 2 nuclee, iar al doilea are 6 nuclee și funcționează la 1,82. În afară de asta, vine cu 4 GB de RAM, n-am simțit probleme cu ei. Bateria, cum spuneam, este mare și cred că ar trebui să țină la utilizare intensă cam o zi, iar dacă ești un utilizator moderat, ar trebui să ajungi chiar și 3 zile fără nicio problemă. N-am remarcat probleme, interfața merge bine, aș putea spune. Pe aici, pe acolo, în momentul în care deschizi, de exemplu, faci swipe stânga, se deschide asistentul de la Google. Acolo e un pic mai tricky, să mai blochează interfața un pic. În schimb, Instagram merge perfect, Facebook merge perfect. Chiar acum am deschis Instagram-ul nostru de VlogTehnica, unde vă rog să ne dați follow. Și merge, pur și simplu merge, n-am întâmpinat probleme cu el. Am testat pe el Geekbench și 3D Mark De asemenea am pus pe el Call of Duty și Asphalt 9. În Asphalt 9 merge impecabil, n-am avut lag, interfața funcționează bine, telefonul nu s-a încălzit, procesorul de pe el face față cu brio. În Call of Duty am sesizat mici momente în care am avut un pic de lag, acum nu știu dacă e de la conexiunea de la internet sau este de la el. Cert este că ambele jocuri au mers, le-am lăsat default, deci nu am intrat la setări să-l dau pe high sau altceva. L-am testat, am văzut că cel mai bine merge cu setările automate. Pe automat am trecut pe low pentru că nu este extrem de puternic, dar jocurile au mers flawless, au mers fluent la 60 de cadre pe secundă. Deci 60 de FPS atât în Call of Duty cât și în Asphalt și în Wild Rift. Toate trei au mers perfect. Alte jocuri n-am testat pentru că nu am avut timp. Un lucru de apreciat de la Realme este faptul că nu l-au încărcat cu aplicații inutile. Nu are bloatware. În momentul în care am făcut configurarea, tot ce am văzut în plus era un Amazon Shopping ceva și atât. Nici măcar o aplicație instalată fără să n-ai nevoie de ea. Nu. E curat. Și apropo de sistem de operare, rulează Android 11 cu interfață Realme UI Air Edition. Este o interfață simplă, curată, este specifică terminalelor Realme și se mișcă bine, deși m-am obișnuit cu ecrane care au framerate mai mare. Iar atunci când navighez prin interfață, acei 60 de Hz cumva mi se par puțin. Acea senzație o am și când mă uit la ecran, pentru că ecranul meu are doar 60 de Hz. Și înainte să închei acest review, hai să ne întoarcem un pic la camere. Are o cameră pentru black and white, o cameră pentru macro și o cameră principală de 50 de megapixeli. Camera principală de 50 de megapixeli are f1.8. Se descurcă cu brio în condiții de luminare bună. Seara? Not so much. Camera de macro are f2.4. Se descurcă foarte bine la macrouri, chiar face macrouri bune. Aș îndrăzni să spun că are mai puțină procesare decât cea de 50 de megapixeli, ceea ce este excelent, pentru că, de fapt, o să mă abțin de alte comentarii pentru că nu vreau să dau chiar atât de tare în telefon. Telefonul este bun, dar ceea ce mă seacă foarte tare este softul camerei, care uneori distruge imaginile. Așa că cel mai bine vă las aceste cadre cu câteva poze pe care le-am făcut afară și câteva poze care le-am făcut înăuntru și vă las pe voi să judecați cum se descurcă telefonul ăsta în diferite scenarii de fotografiere, ca să spun așa. Cât despre filmare, hai să vedem. Salut! Și aici aveți un sample video cu camera de selfie în modul video. Sunt în casă, singura sursă de lumină este soarele care vine de afară. Nu este foarte puternic. N-aș putea spune că se descurcă chiar atât de bine, cel puțin eu în preview îl văd, calitatea mi se pare destul de slabă, dar acceptabilă pentru un telefon în bugetul ăsta. Dacă mă dau așa, sau mai multă lumină, vedeți, este mult mai bine. Dar o să ies și afară să mai fac un test și acolo, atât cu camera frontală, cât și cu cea secundară. Iar acum sunt afară, este 6 după amiază, soarele este destul de puternic, este foarte plăcut afară. Este chiar o lumină plăcută, nu știu cât de bine o să preia acest telefon lumina de afară și cât de fain este. Dar cam așa se vede, cam asta e camera de selfie pe modul video. O să opresc filmarea asta și o să trec pe camera frontală, să filmez un pic prin curte verdeața și poate câteva flori. Și vă rog să lăsați în comentarii cum credeți că se vede. Se vede bine, se vede rău? Știu că înăuntru se vede destul de rău, pentru că am mai făcut testul ăsta, dar footage-ul ăsta video încă nu l-am văzut. Așa că sunt și eu curios la rândul meu. Dar vă las pe voi să judecați. Și cam așa se vede cu camera principală pe modul de filmare. Aici este un, cred că măr înflorit, un pic de iarbă, hai să căutăm și niște flori. Focusul mi se pare un piculeț cam lent, nu știu, parcă e cam mult sharpness în imagine. Da, focalizează un piculeț cam greu. Și acum că ați văzut testele de foto-video, vă rog să lăsați în comentarii ce părere aveți. Cum credeți că se descurcă telefonul ăsta? Filmează bine? Se aude bine? Eu, sincer să fiu, pentru cât costă, pentru gama lui de preț, nu-i găsesc foarte multe minusuri, în afară de asta două. Faptul că ecranul este ieșit în relief mai mult decât ar trebui sau mai mult decât aș fi preferat eu și faptul că au pus o procesare pe foto foarte puternică. În rest îmi place, e un telefon drăguț, e un telefon ușor, e un telefon foarte mare, dar E un telefon ideal pentru cei care nu dispun de un buget de peste 1000 de lei. Voi ce ziceți? Și cam asta a fost tot. Eu sunt Ioan, acesta a fost telefonul Realme C35. Nu uitați de like, share și subscribe, nu uitați că avem un cont de Patreon unde ne puteți susține munca, avem un server de Discord unde ne puteți pune întrebări despre software sau hardware, pagina de Instagram, dați-ne un like și un follow. Dacă doriți puteți să intrați și pe vlogtehnica.ro, vedeți ce mai scriem pe acolo, comunicate de presă și alte chestii interesante. Și aici se încheie review-ul, îmi pare rău că nu am mai mult timp la dispoziție să mă joc cu el. Apropo de jucat, în ultimele două seri m-am jucat Call of Duty noaptea înainte să adorm pe el. Mă duc să mă joc.